Tuturor numele este astăzi îmi face un nou videoclip. De data asta voi spune că am special de data asta voi spune că ce m-a bucurat eu pentru. Dacă vreți să se ia și vedeți, să nu like pe plăcere. Un comentariu acum mă aștept poate mă să realizez videoclipul că să și celebre și un subscribe pentru pagina mea de YouTube. Să începe! Încetina spune că a bucurat foarte mult că Max Infinite a primit butonul de aur. Ce m-a și bucurat foarte mult. Am mai făcut și un mic trailer pe acolo. Nu pe un trailer, nu doar o prezentare. Că era evident că era butonul de aur. Ce altceva trebuia să fie? Uite, unii care... Nu știu. Asta e butonul de diamant, de diamant. E... chiar clar că e de aur. Dar acolo când scria Max the Infinite, nu Max Infinite, pur și simplu. Dacă vreți să vedeți videoclipul lui Max despre butonul de aur, că vreau să vă spun de mai devreme, intrați pe canalul lui și găsiți, să mai bine să vă dau share pentru, să vă dau un link în descriere pentru a vă arăta videoclipul și să știți. M-am întrebat că și Irafael a primit butonul de aur. Amândoi, Max Infinite și Irafael, au primit în același timp, cum a văzut în două videoclipuri, care amândoi au primit videoclipuri, amândoi primeau butonul de aur. Dar videoclipul a fost postat în aceeași oră, în același timp. Și amândoi și-au dat fiecare cât un comentariu într-un canal. Max Infinite a dat a comentat în al lui Rafael și viceversa. Adică Rafael și lui a dat comentariul lui Max Infinite. Și s-au gândit amândoi să facă un fel de... Nu, s-au gândit, nu au presupus. Să facă un fel ăsta. Să facă... Au zis că... Să putea că lucrăm împreună, blablabla, nu știu ce, am citit și eu comentariile lor. Dar asta e ciudat. Amândoi au primit butonul de aur în aceea zi și postarea lor a fost în același timp. Chiar dacă Rafael a fost cu un an înainte al lui Max Infinite și el a primit primul 10 un milion de abonați. Max Infinite a primit un milion de abonați și așa. Dar asta este ciudat, ca și cum nu știu, doi a primit cât un și cam atât așa am văzut despre, dar cu că am fost iar scurt pentru că pur și simplu trebuia să vă spun și după aia nu cred că o să mai am timp să mai fac și teorii pentru asta, pentru că asta e. Vedem după aia. Am fost. Și de vedem de și e. Oh, da, și nu, scuze că am uitat să spun că... să vă place să fac continuare și am uitat să spun că să dați like pe cine, comentariu. Și că m-a ajutat foarte mult să vă sebe, Skype pe noi tot. Scuze pentru asta. Mai spun, am spus deja și mai spun că o dată am fost din vision, dar... Da, lasă. Oricum, ne vedem data viitoare. Pa, pa.